Vă salut abonații și urmăritorii canalului meu de YouTube și nu în ultimul rând membrii canalului meu de YouTube, generalii mei, așa cum îi spun eu, cum îi numesc eu. Bun, hai să vedem să mai facem un build la rugămintea unui abonat. Știu că solistul 79 este un abonat vechi, eu așa țin minte. Și hai să încerc să-i fac o recomandare. Eu fac recomandări. Nu impun sau mai știu eu ce, da? Eu recomand. Dacă îmi cere, uite ce frumos mi-a scris. Bună seara, vă rog frumos, aș vrea să-mi faceți și mie un build PC care să se încadreze în 3.500 de lei maxim. Vă mulțumesc frumos și o seară frumoasă. Și aici am specificat, mă interesează platforma Intel, dar nu de la AMD, deci Intel. Sigur că da, am să încerc să mă încadrez în acel preț. Nu ai scris cam ce vrei să faci cu el. Eu îți fac o recomandare, după care vezi tu ce și cum alegi și poate dacă îți convine clipul, poate îmi devii și tu membru al canalului meu de YouTube, da? Pentru că costă 30 de lei pentru tine, foarte puțin. Eu nu primesc 30 de lei, știți bine că YouTube-ul ia jumate. Bun. Astea fiind spuse, și restul care doriți să susțineți acest canal din puținul vostru, vă invit să deveniți membri al acestui canal, da? Și cei care sunteți membri o să apareți cu steluțe, exact cum este și normal aici trebuia și Basic, Lucian, unde aici nu mi-arată, dar în alte părți mi-arată. Bun, hai să începem. Intrăm și noi pe Vexio de data asta. Nu intrăm pe PC Garage și să vedem pe platforma Intel ce build PC pot să îți recomand, da? Și hai să vedem să aleg un procesor. Hai să văd aici, 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 producător Intel, să bifez direct Intel, să nu-mi dea și cele AMD. Să ne integrăm în preț, da? După cum vedeți, un 13.500 sunt destul de scumpe, 1.329 de lei. Să vedem. Bine, să văd dacă nu pot să filtrez și socketul. Ba, uite, pot. 1700. Așa. Văd ceva interesant aici, da? Haideți să vă explic ceva ce s-a întâmplat pe acea vreme. Vedeți LGA Socket 1151 și LGA 1151 versiunea 2. Când a apărut acest socket, asta este doar o paranteză, pe acea vreme, deci seria 6, a 6-a și a 7-a de procesoare erau Socket 1151. După a apărut seria a 8-a și a 9-a, tot Socket 1151, versiunea 2, dar multe site-uri nu știau să diferențieze, nu știau care este problema pe vremea aia. Dacă mergeți în spate la clipurile mele, să vedeți că unele site-uri care vindeau componente PC nu specificau că este versiunea a doua, da? Care suportă doar procesoare din a 8-a și a 9-a generație de la Intel, da? Și trebuia să mergi pe ghici, pe ghici, pentru că era tehnologie nouă. De multe ori și eu mă miram, țin minte, a făcut clipuri video și zic, bă, dar ceva nu-i în regulă. Unii scriu că e versiunea a 2, dar alții nu știu. Bineînțeles că
peste tot sunt angajați mai buni și mai răi, da? Bun, asta am vrut să subliniez. Pe vremea aia, 2016-2017, după care a ieșit 2018-2019, versiunea 2. Multe site-uri nici nu scriau, doar socket 1151 și procesoarele, nu știu ce, pe acolo. Habar n-aveai ce... Și mulți au făcut confuzie între aceste două socket-uri, pentru că nu merg. Generația 8-a-9-a nu merge pe socket 1151. Trebuie 1151 versiunea 2. Și mulți, mulți, mulți au făcut această confuzie și mulți mai fac această confuzie. Din cauza că nu s-au uitat la clipurile mele. Bun, hai să bifez eu aici din socket 1700. Așa, 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 1212.400, 759 de lei, i3, 12.300, 922, dar care-i treaba cu el? Ce? 12.300, socket 1700, dar de ce e așa scump? Prețul ăsta mi se pare foarte scump, de ce? Când acest procesor trebuia să fie sub aceste 5, deci vreo 500 de lei, nu 900 de lei. S-au fost o serie cu, nu știu, o frecvență, la cine știe, dar oricum i3 e i3. Hai să văd, hai să vedem ce procesoare mai au. i5, 1060 de lei, top scrie aici. 12.600 K. Bun. De multe ori iei K și vezi că poți, nu vrei să faci overclocking, nu vrei să faci nimic și îl iei atunci degeaba cu K. Chiar dacă diferența dintre una cu K și fără K nu este foarte mare. Așa. 12.400. Ia să văd, acești 668 de lei nu mi se pare prețul mare. Ia să văd acesta. Deci e un i5 12400 socket 1700 tray, adică nu este în cutie. Oricum trebuie cooler separat. Da? Sper să fie originale, după cum v-am spus, au apărut pe OLX, deja au lucrat românașii și au introdus, nu știu de unde, dar tot de prin China, sigur, 100.000, niște procesoare fake care sunt doar pentru expoziție, da? Ei nu știu, le-au furat, nu știu de unde le-au făcut rost, pentru că nu-s bune, adică nu fac nimic. E doar pentru expoziție, da? Să-l pui în vitrină. Dar ele nu fac nimic. Sunt clipuri video și aveți grijă, mai ales la acele de la AMD 7800 X3D, da? Să aveți grijă și la altele, pentru că OLX a devenit o rampă de lansare, de vânzare al excrocelor. Și și-ar vinde și mamele unii pentru 2 lei. Bun, hai să vă citesc puțin despre el și să vedem dacă îmi convine. Zice că e socket 1700, are 6 nuclee, 12 threaduri, are o frecvență de 2500 de bază și 4400 turbo, adică la nevoie. Are un smart cache de 18 MB, 10 nanometri și putere disipată de 65 TDP și wați real consumați 117 wați maxim. Deci asta e în funcție de ce îl, la ce îl folosești. Mod de operare 65 de biți, are grafică integrată și DDR2, suportă DDR2. E interesant, nu suportă DDR2. Să-l dați afară pe care o scris aici, care are grijă de pagina asta, cum să scrie DDR2, ia să vedem. Deci îmi dă tot procesorul, deci nu DDR2, ăsta e DDR5, da? De asta, hai să văd în altă parte.
descrierile, după cum am spus, e bine să le iei și de pe pagina oficială, pentru că vedeți că e la bagiocură și dacă nu vă pricepeți, pur și simplu e la bagiocură. Vexio, așa, cel PC Garage. Ăsta e fără grafică integrată. Hai că intru pe PC Garage pentru că m-a supărat ăla cu DDR2-ul lui. Ia ieși afară. Pare rău, am cumpărat componente de la voi, dar m-ați supărat. Să șterg build-ul trecut. Așa. Dar de ce acolo scria 500? Unde? Ai scrie 569 și când dai click pe el e 603 lei. De ce e situația asta? N-am înțeles de ce e situația asta. Deci ai scrie, da, 569 de lei, 570 de lei și când dai click pe el e 603 lei. Trebuie să fiți atenți la chestiile astea. Bun, hai să vedem o descriere. E un i5 și trebuie să mă gândesc, da? La 3500 de lei maxim. Ați văzut că o scris maxim, da? Și un i5 este un i5, nu e i3, nu e dual core, nu e Celeron sau mai știu eu ce. Deci aceeași chestie, 6 nuclee fizice, 12 thread-uri, 2500 MHz frecvența de bază, 4400 turbo, smart cache, vedeți acolo scria 20 aici 19,25, putere disipată 65W, este adevărat, dar dincolo o scrie și 117W reale, adică când îl forțezi la maxim, o să consume peste 100W. Cooler inclus, ăsta e ok, am înțeles, cooler inclus. Aici iarăși nu știu ce să spun, pentru că coolerurile astea la 6 nuclee, nu știu dacă o să facă față. Fără grafică integrată, pentru că am ales acest F, celălalt era fără F, adică cu grafică integrată, de la Vexio, dar nu avea cooler inclus, care pe mine nu mă încălzea la urma urmei, pentru că cooler, oricum trebuie să cumperi un cooler cât de cât. Na, nu știu ce să spun, dar o facem aici, că la urma urmei totalul tot pe acolo se bată. Suportă DDR4, DDR5, DDR4 la 3200 MHz și DDR5 la 4800 MHz. Îl băgăm pe acesta în coș pentru că totuși are niște nuclee, are niște frecvențe decente, da? Și la prețul de 3500 de lei nu prea ai. Dacă ne rămâne bani, atunci mai vedem, da? Îl băgăm în coș. E totuși un i5, nu e i3 sau cum v-am spus, da? Mergem la o placă de bază și aici bifăm. Socket 1700. Aplică filtru. Așa. Să vedem. Nu trebuie ceva super. Uite, 514 lei. Nu e mult acesta. Băie 760 am cu DDR4, acesta tot cu DDR4. Deja cu DDR5 e 700 de lei. Ia avem și pe alb un ASRock, dar e pe alb. Hai să bifez să suporte DDR5 puțin, să văd un preț, pentru că eu nu aș mai, adică nu știu ce să spun, eu după cunoștințele mele și cum gândesc eu, n-aș mai recomanda cu DDR4 ziua de azi, da? Ia uite, DDR5 A610, un MSI Pro. Și mai pa ăsta Asrocu
În rest îți scumpe, dar tu de ce ești așa ieftin? MSI-ule. MSI H610M. MATX 1700 H610. Suporta 12, 13, 14 generație de procesoare. PCI Express 16 ori. Placă de rețea de 1000 megabits pe secundă. Număr SATA 3, M21, pentru Intel a 13-a generație necesită update de BIOS. Bun. Noi oricum de a 12-a generație am ales și ne suportă. Și spune așa, DDR5, maxim 96 GB, dual sloturi, pe două canale. Așa, PCI Express 4.0 ori 4. VGA HDMI, dacă are HDMI o ieșire ok, dar aș încerca să bag și o placă video să vedem dacă ne ajung banii. USB 2.0, 3.2, RJ45 și suport audio. Ce scrie? Nu scrie nimic. Dar de ce e așa ieftin? 350 de lei. De ce e așa ieftin? Ia să vedem. Bun, nu are PVRM-uri, shield-uri, una alta. Acum, acel i5 nu știu, nu se va supraîncălzi extraordinar, dar nu știu, suportă, ia să văd un pic ce scrie. Nu scrie aici. Nu. Doar a 12-a generație, normal, teoretic și practic trebuie să funcționeze cu această placă de bază. Stoc, magazin suficient, dar nu știu de ce e așa ieftină. Să nu fie de calitate sau 350 de lei. Are HDMI, ieșire VGA, USB, uita, și 3.0 și 2.04, bucăți RJ45, deci nici nu trebuie mai mult la urma urmei. Pro H610 am bun, chipsetul nu este cel mai grozav, dar hai să dau pe pagina producătorului. Să fim siguri. De suportă. Așa, pe aici, a 14-a, 13-a, așa, 12-a generație. Memory DDR40 5600 cu XMP overclock. Sloturi 4.0 M2 3, aici PCI Express 3.0 ori 4. Ok. Nu e 4.0 ori 4. E bine de știut. Așa. ATX, unul pentru power connector, pentru procesor. Pii, nu știu de ce nu are suport Windows 11, Windows 10. De ce nu l-aș lua eu pe ăsta? Dacă 3 și 350 de lei. Mă, eu îl bag în coș. Să-mi spuneți voi dacă ar fi ceva, vreo problemă, să nu meargă. Și cu DDR5, da? Deci DDR5. Suportă DDR5. Uite, până la 5600 MHz. Interesant. Placa asta de bază, 350 de lei, îi bag în coș. De la MSI. Posibil că are ceva ce nu scrie, dar așa la prima vedere este ok. Hai să luăm memorii RAM. 16 GB ți-e suficient, pentru că n-ai scris că îți trebuie de gaming sau ceva. Și procesorul la 4800 lucrează, da? Hai să văd. 4800, da. Deci 4800. Așa. Și 16 GB de RAM DDR5. Ia să bifez eu DDR5, că îmi dă toate. Așa, uite aici. Mamă, dacă te are. Și hai să dau așa, aplică. Vedeți? 16
6.000, 4.800, uite. Luăm ăsta, 260 de lei, 16 giga de RAM. A, e una. Atenție, e una, trebuie kit, două. Bun, eu întotdeauna am spus că e bine să bagi 32 de giga, dar la bugetul acesta și n-ai scris că trebuie și de gaming, este un 16 giga va fi suficient. Dacă scriai, mă, trebuie și de gaming, era altceva. Uite, am găsit cele 38, 303 lei. Sau să luăm, ia să vedem dacă pot să pun preț crescător aici. Așa. Așa. Ăsta e cel mai ieftin. Bun. La 4800, pentru că la 4800 MHz lucrează procesorul și nu are sens să îl ridici mai sus. Fury Beast DDR5, 16 GB de RAM, 2x8, 4800 MHz față de DDR4 care lucrează la 3200 MHz, adică procesorul lucrează la 3200 MHz, mai bine DDR5 la 4800 MHz. Te va ajuta. Ce zice? Super produs, funcționează, contra nu am. Lumea nu are ce să comenteze. Și hai să mai vedem ce e aici. 303 lei și 32 de giga e 489. Alegem 16 giga de RAM pentru că nu cred că vrei gaming. Vrei un PC pentru tine. Așa. Ne trebuie un SSD. Ne trebuie un SSD 3.0x4. Și minim 500 de giga, dacă nu un tera. Și la acest PC, ar merge și, ia să vedem, unul care nu este chiar 2400x1800 MB, citirea și scrierea mi se pare puțin mai puțin și nu-mi place viteza aia, totuși o viteză mai bună aș dori, iată acesta deja cu 5000 și 2600, da? Lexaru 500 de GB, Kingston-ul pe care îl cumpăra, uite, NVA 5000 cu 3000. Ia uite, ia să vedem acesta. 4.0x4, asta e 4.0x4. Da, pentru că 3.0 este, au viteze mai mici față de 4.0x4. Da? 4.04 MV2. Ați cumpărat, toți copii ați cumpărat acest MV2 de la Kingston. Lexar 3500 cu 3284. De un tera, ia asta, de un tera. 3.04, adică exact ce suportă procesorul, placa de bază. De un terabyte, adică să ai, să nu duci lipsă, este tip seria consumer, M620, Intel PCI Express 3.04, de un tera, are o citire bună, 3500 MB pe secundă și scriere 3000 MB. Zice capacitate, scriere, rescriere 500 de terabyte, până ajungi tu la 300 de terabyte, e mult. Toată lumea e cu pro pe el, deci acesta este unul foarte bun pentru necesitățile tale. Nu trebuie nici mai puțin, nici mai mult. Ăsta este perfect. Așa, băgăm în coș. E și sub 300 de lei. Așa, am rezolvat-o și cu SSD-ul. Asta e recomandarea mea. V-am spus, sunt recomandările mele. Voi puteți alege altceva. Ne trebuie o placă video.
Hai să văd, cea mai ieftină am văzut, e 1000, 1000 și ceva de lei, da? Hai să văd. RTX 3050, un Ventus. 96 de bits. ASRock, 1100 de lei. Sapphire, 1105 lei. Deci ASRock-ul acesta cu Sapphire-ul acesta sunt la fel. Și la descriere și la tot. Hai să văd prima dată ASRock-ul. Așa. Așa, 7 nanometri, 2451, zice că în 2021, dar la sfârșitul anului, poți să iei 2022, GDDR6, 8 GB, 128 de bits, așa, RDNA2 și trebuie 8 pin. Hai să văd celălalt, Safirul, PCI Express 4.0, așa, Radeon 7 nanometri, 200, ce, ăsta cu o zi mai târziu, nu? Sau tot așa. Deci 8 GB, 128 de bits, aceea scheme, deci nu văd nicio diferență între ASRock, între doar de producător. Gigabyte-ul, el ce zice? Cu 30 și ia să te văd pe tine, 3 ventilatoare, deci tu ești mai mare. Ia să te văd. 4.04 RX 6600 Eagle 7 nanometri 14-10-2021 GDDR6 aceea schemă HDMI 2 DisplayPort 2 trebuie să vedem aici astea 160 texturi rezistor 64 Stream procesor 1792, 7 nanometri, ia să văd, cu safirul. Facem o comparație. Parcă gigabyte-ul e mai bun, nu? De 60 texturi unit. Parcă gigabyte-ul de aia și mai scump cu 30 de lei, gigabyte-ul mi se pare o idee mai bună pentru 40 de lei. Mi se pare o idee mai bună acest gigabyte. Îl bag în coș pentru că este ce trebuie și la sub prețul ăsta nu prea găsești. 1140 de lei este gigabyte, este ce trebuie. Am ajuns la 2681 de lei. Să știi că este o placă video decentă pentru nevoile tale și cam tot ce e pe aici. O să suporte 4.04 slotul acestei plăci video. Da, slotul plăci video. 8 GB de RAM, o să te și joci cu el, liniștit, orice joc de pe piață, da, trebuie 8 pin, da, unor 8 pin pentru, așa, bun, am ales și acesta este recomandarea mea, a plăcii video, pentru că, ascultă ce spui, o placă video, e o placă video, nu mai contează, e peste. Hai să aleg o sursă. O sursă pe acolo 650 de W, eu spun că este suficient pentru acest PC. Să văd ce îmi recomandă 600 de W de la Thermaltake. Thermaltake-ul este un producător bun. 600 de W. Hai să punem așa cât 117 procesorul la maxim, totul la maxim pun și placa video
mai mult de 200 n-are cum să ia. Deci ar fi 300. Deci ar fi 300. Deci și una de 600 de vați ar fi suficient. 550 de vați Corsair Thermaltake, 650 de vați cu luminiță. Ia să te văd. ATX 650 de vați, un ventilator de 120 de milimetri, dimensiunile modulară, protecție are 3, are luminițe. Și aici 1 ori 20 plus 4 pin pentru alimentarea plăcii de bază. 1 4 cu 4 alimentarea procesorului, tot de pe placa de bază. 2 6 plus 2 pentru alimentarea plăcii video. Deci 2 are și ne trebuie una. SATA 5, mole 6, floppy 1. Contra ce zice? Cablu 4 plus 4 ATX este cam scurt. Dacă instalezi, dacă instalarea se face în partea de jos a carcasei, într-o carcasă SEGOTEP Halo, iluminarea LED-urilor este aproape inutilă. Nu rezistă la o placă video decentă, exemplu 2060, dar de ce? Pe termen scurt este ok, dar dacă vrei să țină 5 ani, recomand o sursă Gold. Apoi nici Gold, eu am bronz și l-am de 8 ani, acum toată lumea Gold. Ați auzit de la unul altul Gold, dar adevărul că nu văd certificare. Nu prea văd certificare. Hai să ne mai uităm, că nu-i bătut în cuie. Nu-s de acord nici cu ăla, cu Gold, cu... Lasați-mă povești. Ia uite, 550, am crezut că e 600. Tot Thermaltake cu ăsta. 650, ăla ce era? Ce ăsta? Gigabyte, 300. Ia să te văd pe tine. Tu ai certificare. Are eficiență 80 plus, dar atât. Are cablurile, hai să vedem un pic și ăsta. Deci eficiență, vedeți, eficiență 80% și 80 plus bronz. Va duce. Va duce și acesta de 550W, este Corsair. Și vă garantez eu că asta nu-i pușcătoare. Ia să văd dacă are toți pinii. Pe aici. Conectorul pentru placa de bază are. Conectorul pentru alimentarea procesorului are. Conector pentru alimentarea plăci și video are. SATA 6 are. Molex are. Are de toate. Nu e modulară. Nu contează. Nu contează. Nu ne-am născut cu surse modulare. Înainte... erau toate cablurile, erau în față. Până la un moment dat face față și face treaba. Nu am de mult timp. Păi, e Corsair. E Corsair și când spui Corsair e altceva. Ăsta este suficient pentru că nu văd ce să consume 550 de wați. Și dacă ăsta e 550 de wați, 550 de wați, are eficiență, are certificat, așa că ăsta îl bag în coș. 315 lei, dar sursa contează. Bun, am încercat celelalte mai ieftine, dar ați văzut, nu prea aveau certificat, nu prea aveau nu știu ce. Bun, mai am 500 de lei la dispoziție. Să vedem o carcasă. Mie mi-a plăcut alea Alpha Gear. Asta mie mi-a plăcut. Păi mă, ăsta era. L-o scumpi, 269, nu era 209 lei. Nu era 209 lei. Doar am făcut, acum am făcut. Ieri, alaltăr, și era 209 lei. Ăsta e, mă. Ia uitați-vă. Ăsta e. 210 lei, nu 209 lei. 299 de bani, vă dați seama.
Ia uitați-vă cum arată. Așa, da? Trei ventilatoare în față cu RGB, una în spate. Iată. Închipătoare, este ATX. E ce trebuie. Mie îmi place personal și nu văd de ce să nu îl cumperi. Are găurele în față, cum spun eu, să ventileze bine, să tragă aer în față. Foarte bine. ATX e mare, poziția sursei jos, culoare, beiuri și iată ce mari sunt dimensiunile, deci închepe placa video liniștit. 4400, are lateral, cooler, nu știu ce. Să nu treacă coolerul de 16 cm, adică dacă pui pe unul pe aer. USB-uri, ventilatoare incluse, 4 suficient, cu FRGB. Tavan poți să pui încă 2x12 și este ce trebuie. Contrapoziția ventilatoare din tavan este foarte apropiată de placa de bază. Dar de ce recomand ventilatoare? Dar de ce însusare? Că nu scrie că e în sus. Unde scrie ventilatoare incluse? 4, deci față 3 și spate 1. Deci tu ai instalat și ți se pare că sunt prea jos. Păi prea jos, prea jos, să nu să poți instala. Păi dacă e prea jos, nu mai contează. Acum fiecare gândește cum vrea și face ce vrea. Eu îl bag în coș pentru că îl văd calitativ. Și uite, mi-au rămas 300 de lei, deci 3000. Ce am uitat? Coolerul. Am uitat un cooler decent. Hai să vedem un cooler. Coolere. Ca să fie bine, să nu fie rău. Pentru că coolerul stock cu 6 nuclee, 12 thread-uri. Și așa mai departe, eu spun că nu e prea grozav. Ia să vedem ce mai au pe aici. Să alegem socket 1700. Ia, da. Are 8, nu ăsta, da, 800, 400, ia. Să aibă 4 heat pipe-uri. Nu 2, nu 3, deci 4 heat pipe-uri să aibă. Și dacă se poate două ventilatoare, ar fi și mai bine. Ce e ăsta? Ia să vedem acesta. ID Cooling S225XT versiunea 2 Black. Are toate socketurile și AMD și Intel. Număr heatpipe-uri 5, nici nu 6, dimensiune 6 mm la heatpipe-uri, înălțime 1,54. Asta înseamnă că închepe foarte bine în carcasă și nu o să fie problemă pentru că a scris 1,60, da? Și ăsta are 1,54, deci 5-6 cm în plus. Număr ventilatoare 2, ceea ce este bine. PVM, da, 700 rotații ventilator și 1800. Flux aer, nivel zgomot, 4 pini, un kil 200, iată, și rezistență termică 220W. Per total, recomand cu încredere acest cooler. Sigur că da, nu văd de ce. Un monstru de cooler chiar reușește să răcească un AMD, iată, 5700X, sigur că da. La banii ăștia este ce trebuie. Ia uite și poze de la oameni. Eu spun că este ce trebuie. Două ventilatoare, 5 heatpipe-uri. Da, e mai bun ca a meu Arctic-ul. Deci acesta este mai bun și mai scumpuleț cu 70 de lei, dar e bun. E bun, e mai bun ca a meu. 220 de lei băgăm în coș. Pui niște pastă termoconductoare și o să vezi că nu o să ai probleme niciodată. Bun, am ajuns la, exact, uite, 3426 de lei, da? No, dacă ești mulțumit, uite, 3426 de lei, acesta este un PC
cu care ai putea să faci cam orice. Cu carca asta Alpha Gear, 3 ventilatoare în față, una în spate, cu RGB, cu luminițe, adică să se vadă frumos. Placa asta de bază MSI Pro H610ME mi se pare ieftin, chiar mi se pare ieftin. Socket 1700, nu trebuie să faci nici update de BIOS sau poți să faci după aceea, îți va recunoaște procesorul automat. Iată un cooler, poate e prea puternic pentru procesorul tău, dar e bine să ai mai unul mai bun decât unul mai rău. Deci o să ai o ventilație foarte bună, o răcire foarte bună al procesorului, chiar foarte bună. Acel Lexar NM620 de 1 TB este foarte bun pentru acest PC. Memory Kingston Fury B16 GB DDR5 4800 cele 38 kit. Procesorul Alder Lake de la Intel Alder Lake i5 12400F. Unul decent, 6 nuclee, 12 threaduri. O să-ți ducă și jocuri și tot ce vrei tu. Această placă video, iarăși una decentă, chiar către bunicică, chiar către bună, bună bunicică, RX de la Gigabyte, 6600 Eagle, 8 GB de RAM, GDDR 628 de bits, cu 3 ventilatoare și această sursă de la Corsair CV550, eficiență 80 plus, bros, da? Ce-ți mai trebuie dacă nu sunteți de acord? Ce aș mai schimba eu ar fi placa asta, nu știu de ce, mi se pare ieftin și dacă mi se pare ieftin, eu cred că e și mai e rău. Ia să văd un pic ce, ia să văd un pic placa de bază, pentru că din descriere nu văd nimic de ce nu l-ai lua, doar acel chipset, acel chipset, da? Ia să văd. Vedeți, 325, uite, și ăsta, ASRock, e și mai ieftin. Deci găsim și mai ieftin de atât. Dar așa cu DDR4, vezi? Eu am ales cu DDR5. Da, 401, uite, H401 lei, versiunea 2 de la Gigabyte. B460, ia să văd, ia să te văd pe tine. Ai cu DDR4. Asus Prime. ASRock 460 de lei, ia să te văd. A, ăsta e la alb. N-ar fi o problemă că e așa alb. B760. Chipsetul este mai bun. După cum vezi, deci ăsta e 350, e cu 100 de lei în plus. Mai bine dai în plus decât în minus. Dar vreau să văd un pic 470 DDR. Vreau să fie cu DDR5, da? Deci ăsta e ce am ales eu, 350 de lei. Ăsta e cu DDR4. Deci ne trebuie cu DDR5, indiferent. Hai să vedem, să verificăm. Că acum ce, te uiți la el că e alb. Hai să spun eu care e situația. Uite, hit stick-uri pe VRM-uri, da? Are un minim de răcire. Are un minim de răcire. Și acesta e foarte bine. Te-ar deranja că are culoarea asta? Pe mine nu m-ar deranja. Și chipsetul este B760, deci peste ce am ales prată. Are, iată, ieșire și DisplayPort, HDMI, are și tip C-ul, are USB 2.0, 3.2, generația a doua, RJ45. Eu spun că ăsta e peste. Da, e și mai scump.
Hai să vedem. Deci, suport la 12, 13, 14 generație, B760, PCI Express 16x4.0, placă de rețea 2500 megabits pe secundă, suportă DDR5 5600 MHz fără overclocking. Interesant. Interesant. Această placă de bază. Și cum am arătat în spate, tipurile de USB-uri, are de toate. Eu îl bag pe ăsta pentru că mi se pare foarte tare această placă de bază, sub 500 de lei, mai scump cu 110 lei, dar ia să scot pe ăsta la alt, să văd la cât ajung. Așa, prețul nu este foarte, deci cu 40 de lei, hai să fim serioși, nu te uiți la 40 de lei. Dar această placă de bază de la ASRock cu chipset B760M HDVM cu M2, ia să văd dacă nu are M2 pe 4.04. Mergem pe pagina producătorului, pentru că ăsta e posibil să aibă 4.04, nu, generația a 3-a ori 4. Ia să văd și specificații aici. Așa. Storage. Da. Iată. Iată. Deci pot să aleg un SSD mai bun și tot pe acolo e prețul. Tot pe acolo este prețul, unul cu viteze mult mai mari. Da? Deci îmi place această placă de bază net superior față de ce am ales. Acela și acela ar fi ok după descriere, dar acesta are chipset de clasa de mijloc. Acela are chipset de clasa de jos, da? New entry sau cum se spune. Așa, e ok, e ok. Hai să văd SSD-ul, că vezi că mai pune, mai face, mai dregem ca să fie bine. Ăsta scoatem pentru că e 3.04 și placa de bază suportă 4.04. Și acesta scoatem. Chiar dacă e cu 20 de lei în plus, nu trebuie să ne uităm. SSD-uri. Așa, și 4.04. Aici în stânga, mă uit aici. Hai să vedem ce să-ți aleg. Să aplică filtru. Așa. Deci ăla avea 3000 cu 3500, scrierea 3000 citirea, deci trebuie să fie peste. Uite, ăsta e 5000 scrierea, 3000 citirea, NV3U. Hai să vedem și altceva. Iată Lexar-ul acesta, deja 5000 cu 3300. Și prețul, dacă te uiți, este același, dar are viteze mult mai mari de citire, scriere. Ia uite acesta. Ia uite, bă, acesta, bă, 318 lei. Ia uite-te, bă, ia. De 1 terabyte. NQ790. 319 lei. De 1 tera. Așa, NQ... M2 PCI Express 4.04, suport NVMe, 1 tera. Fii atent aici. Citire 7000 MB pe secundă, scriere 6000 MB pe secundă, nu vine să cred. Nu vine să cred. Oare să fie real? Și 600 de terabytes îți max în scriere, citire. Ce să mă ia, ce scrie? Nu scrie nimic lumea. Dar uitați-vă ce viteze are, mă. Și NQ să fie... Ia să văd pe pagina producătorului ce tehnologii folosește.
Da, direct pe el mi-a dat. Ia, stai să copiez. Deci, e foarte tare asta. Ia să, aici ni să caut. Inserați. Nimic. Așa. Nimic. Păi sunt pe Lexar, mă, voi nu aveți produsul ăsta. Ba, l-am găsit, ia. Ăsta e. Ia uite, și, no. 7000 megabytes pe secundă și 6000 garantat 5 ani. Iată. Ia, hai să văd ce mai scrie. SLC, single level cell. Aha. Aici ar fi, dar e ok. Single level cell. Asta de un tera e. Așa de atât una e. Folosește anumite tehnologii. Iată, 70, de la 0 la 70 de grade, temperatură minus 40 la 85 de grade, are 6 grame, vă dați seama. 5 years limit, adică îți dă 5 ani garanție ce mai. Și MTBF, 1,5 milioane de ore, chiar că până ajungi tu la 1,5 milioane de ore de utilizare, îmbătrânești înaintea SSD-ului. Și iată, ăsta de un tera, ce tare e. NVMe. Bun, am înțeles. Mi se pare corect, mi se pare bun, chiar foarte bun, foarte bun. Așa, și acum am ajuns la 3570 de lei, nu cred că 70 de lei te va reține, dar acesta este finalul, nu mai fac nicio schimbare. Știi la ce aș face schimbare? La ăsta, la cooler. Nu cred că trebuie așa dita mai. Ia să văd dacă nu... Ăla merge pe un AMD. Un cooler. Și un cooler ca al meu, eu spun că este perfect și este și mai ieftin. Nu trebuie mai mult. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Articul... Cum îi am eu? Ăsta e, dar... E pe black. Ia să văd. Ăsta e. 169. Bă, dar l-au scumpit, mă, voi. Ați văzut dacă se cumpără. Ați văzut că dacă... A, ăsta e cu LED, stai că ăsta e cu LED. A meu nu-i cu LED de aia. Dar oricum e mai ieftin. Deci ăsta este exact ca a meu, doar că a meu n-are beculețe. Dacă vrei cu beculețe, uite ăsta. Dacă nu, uite, ăsta e exact ca a meu, 145 fără beculețe. Dar cum fac eu reclamă, cum rapid se cumpără, da? Deci la majoritatea care se uită la clipurile mele și cumpără, pentru că eu vă arăt exact ce face. Ați văzut, de la 500, de la 50, peste 50 de grade, cu coolerul stock, cu procesorul meu 8600G cu Ryzen 5, de la 50, 50 și ceva de grade, la 30, 30 și ceva de grade. Cu acest cooler și cum am făcut reclamă, gata, nu mai se găsește, nu mai este stoc. Bine, eu n-am luat de aici, am luat de pe Vexio, parcă. Decât... Bă, și ăla e bun, dar e prea mare, măgăua, e prea mare. Și acesta este la fel. Că o ia asta. 139. Exact la fel este, doar știți care e diferența? Nu este... acest radiator nu este vopsit în negru. Atâta e toată diferența, nimic altceva.
că nu este negru. Dacă asta este un impediment, atunci... Da? Asta este perfect pentru procesorul tău, nu trebuie altceva, îți dă și pastă termoconductoare. Și hai să descriem puțin. De socket 1700, da? AM4, AM5, da? 4 heatpipe-uri, 6 mm, înălțime 1.59, deci o să intre fix în carcasa ta. Numeri ventilatoare 2, unul în spate, unul în față. Ventilatoarele sunt de 120 mm, 200 rotațiile ventilator, minim și 1800 rotații pe minut în maxime. Dar am văzut urcă și la 1900. Așa, așa sunt dimensiunile și are 890 de grame. Acesta este perfect pentru procesorul tău, nu trebuie mai mult de 140 de lei. Și acum hai să vedem la cât a scăzut. 3, iată, a scăzut foarte bine sub 3500 de lei. Deci acum chiar că nu mai schimb nimic, deci chiar că nu mai schimb, pentru că este și la limita pe care mi-ai spus-o tu. Da? Pentru că n-ai cum din prima, că eu n-am în cap din prima componentele aia, vezi că pun, schimb, ca să fie până spun eu că bă, acum e perfect. Bun. 3490 de lei, acum sigur vei fi mulțumit cu, o luăm de sus, sursa Corsair CV550 bronz, da, eficiență 80% bronz, da, placa această video RX 660 Eagle cu 8 GB GDDR6, acest i5-12400F din 2022, perfect compatibil cu placa video aceeași generație, după cum ai văzut, 16 GB de RAM îți ajunge. Dacă crezi că o să te bagi puternic în jocuri, atunci să iei 32 de GB, bine? Da? Deci atâta să schimb. Dacă crezi că vrei să te bagi în gaming, ia 32. Dacă nu te bagi puternic în gaming, atunci lasă 16. Placa de bază, acest ASRock B760MH DVM2, îmi place foarte mult. E peste acel H610. Deci merită din plin această placă de bază. Acest cooler Arctic, exact cum am eu, va răci perfect procesorul tău. Carcasa, ai văzut, luminițe, ventilatoare în față și SSD-ul Lexar de 1 TB 4.04, are niște viteze amețitoare și la prețul de 3490 de lei, acesta este și de gaming și să faci tu ce vrei pe el. La o limită, da? La o limită. Asta ar fi așa de middle range, adică clasa de mijloc ar fi, după părerea mea, acest build, da? Sper să fii mulțumit, pentru că uite cât chinuială și eu spun că este perfect așa. Unii o să spună, stai că procesor poți să ia 13-a, dar atunci treci, da? Treci de 600 de lei, vei trece, pentru că un procesor de a 13-a generație ia să bifez socket 1700, nu-l iei la banii ăștia. Și dacă 3500, bă, 3500, nu ne jucăm unde ești. Tot e 5, ia să bifeze 5, Intel, aici ești, numai că o schimbat acum, așa, are 57 de bucăți, ia. Haideți să vă arăt. Deci, a 12-a generație, da, a 14-a generație trecem 1100 de lei. A 14-a generație, nu mai discutăm, a 13-a generație un capa, deja 13, 1300-1400 de lei. Deci e dublu preț. Ăsta 12.400, 735 de lei.
ăsta care are o grafică integrată. Ăsta ar mai fi un 13.400, 942 de lei, dar deja cu 300 de lei în plus. Am depășit suma. Deci nu ne putem juca. Dacă omul a spus că să nu depășească 3.500 de lei, nu depășește 3.500 de lei. Da? Deci nu poți să iei, dacă bă, mai bine iei aia, mai bine iei. Nu, dacă așa au scris urmăritorul meu, abonatul meu, trebuie de la Intel să nu depășească 3.500 de lei și o recomandare, acesta este recomandarea mea. Bineînțeles că vă puteți da cu părerea, să-mi spuneți dacă sunteți de acord sau nu cu acest build 3.490 de lei și 35 de bani. Eu spun că este unul compatibil perfect la banii aceștia. La un copil nici nu comentez. Deci pentru un copil până în 15, 16, 18 ani, acest PC este țâță de mâță, da? Păi eu n-am placa asta video la urma urmei, da? Eu n-am placa asta de bază la urma urmei, da? Coolerul n-am carcasa asta la urma urmei. N-am un terabyte de RAM și la vitezele astea. Eu am mai mici. Deci, bine, nu m-a costat atâta, dar eu multe n-am de aici, da? Și la 3.500 de lei, sub 3.500 de lei, eu spun că este perfect. Să-mi spuneți și voi, da? Iar a trecut oară, că vezi, schimb, faci, dregi, vă spun, dați drumul la Smart TV, la laptop și vă uitați frumos ca la un serial. Pentru că așa învățați, vedeți de ce am făcut aia, de ce am schimbat, de ce, de ce, de ce. Așa am crezut eu, așa e bine și așa este compatibil tot între el. Ăsta, coolerul o să intre în carcasa asta, liniștit, garantez eu. Bine, cam atât. Ți-am făcut, vezi, un build frumos. Dacă ai de gând să-l cumperi, poți să-l cumperi. Dar solistul, dacă îți permiți, poți să devii membru al canalului meu de YouTube. Cred că 30 de lei pe card ai atâta, intri acolo, cumpără calitate de membru și poți să devii și tu un membru activ al canalului meu de YouTube. Da? Și toți care doriți să-mi susțineți acest canal, pentru că e timpul meu, e curent, energie electrică și tot ce fac aici, totul costă. O fac din plăcere la urma urmei, din hobby, dar ar fi bine să mă ajutați și voi pe mine, pentru că vedeți cum e, totul costă, facturi, una alta, da. Bine, cam atât și ne auzim la alte tutoriale.